Salut tuturor! Astăzi vom vorbi despre un subiect extrem de delicat și dezbătut în lumea powerliftingului, și anume eterna dispută dintre powerliftingul raw, adică fără echipament, și powerliftingul cu echipament. Echipamentul pentru powerlifting a fost introdus în jurul anilor 1970 și a rămas în sportul acesta suferind anumite modificări. Acesta este format din bandaje pentru genunchi, bandaje pentru încheieturile mâinilor, centură pentru genoflexiuni și îndreptări, centură pentru împins din culcat, dres pentru genoflexiuni, dres pentru îndreptări, echipament pentru împins și multe altele. Când spui echipament, lumea tinde să vadă doar performanțele sporite aduse de acesta în timpul execuțiilor de la powerlifting. Însă, lumea uită principalul aspect pentru care a fost introdus echipamentul în powerlifting, și anume factorul siguranță. Acesta este făcut pentru a oferi sportivului o viață cât mai îndelungată în sportul ales. Pe lângă asta, powerliftingul cu echipament se schimbă la 180 de grade față de cel fără echipament, și asta vă spune cineva care practică această formă de powerlifting. Forma de execuție este absolut diferită, mușchii care acționează în mișcare sunt acționați la o altă capacitate, mai pe scurt, aceeași probă de împins din culcat reprezintă cu totul altceva în aceste două situații, deși mulți ar înclina să spună că vizual este identică. Haideți să vedem ce înseamnă de fapt powerlifting raw. Termenul raw vine de la faptul că sportivul nu ar trebui să folosească niciun fel de echipament de susținere sau protecție în cadrul execuțiilor sale. Acest lucru este oarecum neadevărat, pentru că oricum, în timpul execuțiilor, sportivul are voie să folosească o centură pentru siguranța sa, niște bandaje pentru mâini și niște Adidas special concepuți pentru a-i oferi mai multă stabilitate în cadrul execuțiilor de la genoflexiuni, de exemplu. Susținătorii powerliftingului raw spun că cea mai pură formă de forță este atunci când nu se folosește niciun fel de echipament de protecție sau susținere, și că sportul numit powerlifting ar trebui să se reducă doar la această formă de execuție. Dacă ar fi să ne luăm după această afirmație, ar trebui să fie eliminat echipamentul din marea majoritate a sporturilor. Aici este de fapt marea dispută între aceste două tabere, iar dacă tot am menționat și de alte sporturi, haideți să vedem și alte exemple de echipament. De ce toți sprinterii folosesc Adidas cu cuie? Nu ar putea alerga toți desculți, adică raw? Nu există nicio îndoială că este de ajutor să folosești acești Adidas. Block start-uri? Încă un avantaj pentru care rezultatul este îmbunătățit. Vă mai pot da un exemplu mult mai concludent, fiindcă recent am început să iau parte la activități de tir cu arcul. La prima căutare pe Google de arc și săgeți, găsiți o multitudine de arcuri cu forme și performanțe diferite. Avem arc compound, arc tradițional longbow, recurve, diferite tipuri de săgeți din len, fibră de sticlă, fibră de carbon. De ce nu s-au limitat oamenii la arcurile făcute din lemn și la săgețile făcute din lemn? Răspunsul este clar, și anume performanța. Este mult mai spectaculos să vezi un sportiv care îți nimerește țintă de la peste 100 de metri decât unul care o ratează de la 30 de metri. Exact același este și motivul pentru care powerliftingul cu echipament este prezent și practicat de un număr așa de mare de sportivi. Exemple sunt multe și din alte sporturi. Industria echipamentelor are un cuvânt foarte mare de spus, și tocmai de aceea fiecare echipament poate ajuta la sporirea performanțelor individului, fie că este vorba de atletism, fotbal, tir cu arcul sau powerlifting. Lumea uită de fapt principalul scop al echipamentului, acesta este unul de protecție. Articulațiile noastre nu sunt rezistente pe termen lung la un asemenea efort, și tocmai de aceea echipamentul de powerlifting a luat naștere. Dacă știi să-l folosești și să-l stăpânești, te ajută să ridici mai mult, dacă asta așteptați unul dintre voi să spun, dar depinde de la sportiv la sportiv. Exact, relativitatea aceasta este cea care face powerliftingul un sport mai complex. Te poate ajuta să ridici cu 5 kg mai mult, poate cu 10, dar te poate încurca și poți să faci și mai puțin. Se poate și varianta asta, deși mulți dintre voi nu o acceptați, te forțează să execuți într-o poziție în care forța mușchilor stabilizatori este cea care dictează. Dacă e slab în această zonă, nu o să poți să folosești echipamentul cu succes. Powerliftingul cu echipament și fără echipament sunt două lucruri diferite, la fel cum rugby-ul este diferit de fotbal american.
Lumea trebuie să renunțe la ideile fixe și puține legate de echipamentul în powerlifting, pentru că dacă ar fi așa de ușor, toți ne-am cumpărat echipamente, le-am aruncat sub bară și am așteptat să ridice greutăți mari. Rămâne la atitudinea voastră să alegeți ceea ce vă place, însă trebuie să țineți cont că în România, în acest moment, nu există competiții oficiale RO. Părerea mea ar trebui să fie și una universală, zic eu. Dacă ești un sportiv bun, o să faci față cu brio fiecărei forme de powerlifting. Ideea clipului vine de la dragostea pentru sportul de forță și nici de cum nu este vorba despre eterna dispută dintre cele două tabere. Vă invit pe toți să încercați powerlifting-ul, să vedeți ceea ce vă place mai mult și să respectați sportul de performanță și orice implementare a sa. Vă mulțumesc că m-ați vizionat și de data aceasta, ne revedem data viitoare, salut!